Bună ziua! Azi suntem în 4, nu Vlad? 4 iunie. Și suntem la storzi de Salcâm. O da Domnul, în sfârșit, după atâtea zile de ploaie, după atâtea zile urâte, în sfârșit reușim și noi să stoarcem Salcâmul. Nu știu ce producție o să avem, oricum, mulțumitoare. Cum e Vlad? Destul de bine. A? Ăsta e al doilea cat, nu? A, da, că ai avut și jos catul, da. Și aici e plin, nu? Bogdane, cum e? A? Merge treaba? Cam greu. Lasă că de acum mai avem, nu știu, cât am stors? Nici jumate n-am ajuns. Am ajuns la jumate, n-am ajuns, nu, Vlad? Nu. Suntem pe un cules acum intens de polifloră și trebuie să tragem tare. Văd că Albina a ieșit foarte bine la cules. Tragem tare să stoarcem Salcâmul, că în sfârșit s-o matura și la noi Salcâm. Ce să vă zic? Cum e Vlad? Aici Vlad rămâne tot așa pe două caturi, îl lăsăm. Da, să-i aduci ramele la stors aici. O să mai intercalăm și niște foițe când ne pregătim de tei. Da? O să mai intercalăm niște foițe. Într-o săptămână începe teiul pucios, deci un pic mai modic cu nectarul. Dar după aia reușim să intre bine pe tei și pregătim două caturi direct pentru că sunt cam mari stupii și nu o să bage destul de mult, mai ales că la Salcâm am pățit o chestie de genul că am ținut pe primul cat, am zis să-l țin vreo 3-4 zile. Dar el deja în două zile mi-a umplut primul cat și n-am fost atent și în fine. Ideea e că mi-a blocat toate cuiburile și a trebuit să duc o muncă foarte mare ulterior până am ajuns acum la momentul de extracție să deblochez cuiburile. A trebuit să mut rame, să fac roiuri. După cum vedeți, sunt roinițele toate aproape populate, în care facem roiuri cu măci pe 3, pe 4 rame, da? Aici un roi pe 4. Aici se vede mai bine, posibil să fie, nu știu, pe 3 rame, dar imediat îl umflă că am chiar tot pe 4. Da. Că n-am putut altfel, eu de obicei roii fac în stupi direct, dar nu am avut nici timp, că, na, cu ploaia, cu vremea urâtă, ce să-i facem? Asta este. Îi dăm înainte cu micronuclee, cu împerechere, cu tot. Mă bucură faptul că de două zile a început să iasă Albina bine la cules. Suntem pe amorfă, glădița s-a terminat, sălcioara s-a terminat. Tragem tare ca să nu... Oricum, mierea deja e căpăcită. Cum e Vlad aici? Ia să vedem. Ăsta e următor. Curge ceva nectar din el? Nu. Ia, dai să vedem. Nu curge, deci e maturată mierea. Indiferent, oricum am văzut de ieri, de când am început să stoarcem ieri după amiază, că nu e problemă, nu? Ia să vedem aici cum stăm. Asta i-am dat. Că i-ai dat cat intercalat aici, i-ai dat ramă cu... Da, e drum. Aha. Și asta a Deci au fost pusă pe ultimele două de Salcâm, nu? Că eu așa știu, ultimele două zile de Salcâm, așa știu că le-am pus. Aici e un roișor. Exact înainte de ploaie le-ai pus și... Că n-am crezut că nu vine totuși ploaia. Dar uite că a venit. Deci... Stup tot așa cu două măci. Am spus, m-am trezit cu el că au început să... uite asta, o clădit-o. Trebuie să scoatem cu amestecul. Da, scoatem tot. Deci astăzi trebuie să terminăm neapărat că ce bagă zilele astea, că dacă se anunță vreme bună, mai amestecă din ea. El o să-mi bage nectarul, îmi bagă pe ramele astea neclădite sau pe ramele care sunt un pic mai goale. Da, deci ăsta e al doilea cat. Un cat, deci ai luat de acolo din... Deci ce-a rămas? 3 rame, 3 foițe. Deci înseamnă că acolo din 9, 6 rame au fost cu cât? 6 cu miere. 6 cu miere și aici iar la fel. Aici a pus mai multe foițe pe partea de jos, că ai zis că... Dar ce să facă? Pe ultimele două zile de cules ce se mai cercă? N-avea, au fost destul de capricioși Salcâmul și la noi.
Na, ce să mai... Cam asta e situația la noi în Stupină. Tragem tare ca să ne pregătim și de tei. În scurt timp, noi dăm drumul și cu formarea de roiuri mai multe, din ce în ce mai multe. Am avut ceva probleme la împerecherea de mărci la micronuclei, dar în general situația se prezintă, să zic așa, satisfăcătoare. Și acum o să mai dăm drumul, o să mai rupem din ei, pentru că familiile sunt destul de mari și o să mai rupem. Și să mai facem niște roiuri. Și să fie pregătite pe tei. Într-o săptămână, cred că mai extragem și ceva polifloră, nu știu exact, deci tot în funcție de vreme. Dar sper eu la cum se prezintă vremea cu culesul, sper să tragem și poliflora până întâi. Cam astea fiind spuse, cam asta e situația în Stupină. Sănătate. Uite aici ce, ca să vede că este un cules destul de bunicel pe poliflora. Da, încerc să le arăt și eu într-un fel sau altul. Că, na. Nu se înțelege, deci am avut și minus la cântare. Deci toate zilele de ploaie. Au minus 1 kg, minus 1 kg jumate, minus 500 de grame, numai așa au mers. Urmă s-a stabilizat vreo 2-3 zile. Nu a mai fost consum. Dar, în momentul în care a început să iasă iar puternic afară, au recuperat, să zic așa, pe polifloră. De-aia mă grăbesc acum cu extrasul. Da, uite-le, săracele, că vin încărcate, aterizează pe iarbă. Deci vin încărcate, practic. Bun, acestea fiind spuse, și aici la fel. Ce să mai... Deci e un cules de polifloră foarte bun. Ceea ce nu poate decât să mă bucure, având în vedere situația. Pentru că, vremea e destul de capricioasă. Vă țin la curent, ce să vă mai arăt, o să imediat când, după ce termin poate zilele astea, când începem să facem mai mulți roi, o să încercăm să vă arăt exact și cum stă situația prin cuiburi. Cam ce puiet există, nu prea mai e cine știe ce, pentru că ele au ajuns la o dezvoltare destul de puternică, iar mărcile au redus ponta considerabil zilele astea de ploaie. Dar este, nu ne plângem, adică stăm bine față de alții, sau, mă rog, prin alte zone unde au bătut ploaia foarte, foarte mult. Cam astea fiind spuse, vă doresc sănătate, numai bine și multă miere la toată lumea. Numai bine!